nouă gală de box de nivel european va avea loc la Galați pe 23 august. Cristian Hemmer Ciocan revine acasă pentru a-și păstra titlul de campion european. Este a doua luptă în care sportivul gălățean boxează pentru păstrarea centurii de campion. De această dată, adversar este norvegianul Leif Larsen. Tot în cadrul galei de box din 23 august, ca un omagiu adus performerilor gălățeni, vor evolua în orașul natal Eduard și Octavian Lehăduș. Fiii campionului gălățean Vasile Lehăduș. Gala de box Evil Fight Night din 23 august este organizată de clubul german EC Boxing cu sprijinul primăriei municipiului Galați și va fi transmisă la televiziune în direct din Galați, în România și în Europa. Astăzi a fost ultima zi în care gălățenii s-au mai putut înscrie în programul de ștergere al penalităților derulat de APA Term. Deși valoarea datoriilor acumulate de gălățenii este foarte mare, numai 4% s-au înscris în program, în special persoane cu datorii de bază mici și penalități mici. Până în prezent, aproximativ 12.500 de persoane au intrat în programul de ștergere al penalităților. De la aceștia, APA Term a încasat circa 3 milioane de lei și a iertat de o sumă de 7 ori mai mare, 22 de milioane de lei. Astfel, APA Term a șters 6 lei pentru fiecare leu primit. În momentul de față, societatea mai are de recuperat de la populație circa 80 de milioane de lei, din care 66 de milioane sunt penalități. Un brăilan în vârstă de 64 de ani a sesizat poliția în data de 26 iulie cu privire la faptul că a fost apelat pe telefonul fix de un bărbat necunoscut, care s-a recomandat a fi angajat al societății de telefonie, spunându-i acestuia că a câștigat un premiu de fidelitate în valoare de 10.000 de euro, însă pentru a putea intra în posesia lui trebuie să achite impozitul aferent, în valoare de 1.600 de euro, unui curier care va veni la locuința sa. În baza sesizării, polițiștii au mers la locuința reclamantului, unde au găsit o tânără în vârstă de 21 de ani din municipiul Galați, care venise să ridice banii. Asupra ei a fost găsită suma de 2.000 de lei, despre care polițiștii au stabilit că în aceea zi, prin același mod de operare, a înșelat o brăileancă în vârstă de 83 de ani. Extinzând cercetările, oamenii legii au mai stabilit că femeia, prin același mod de operare, a înșelat încă două persoane cu suma totală de 33.400 de lei. Din cercetări a reieșit faptul că persoanele care contactau telefonic părțile vătămate sunt încadrate în penitenciarul de maximă siguranță Galați, investigațiile fiind în desfășurare pentru identificarea și probarea activității infracționale a acestora. În baza probelor adunate, tânăra a fost prezentată judecătoriei Brăila cu propunere de arestare în preventivă pentru 29 de zile pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și violare de domiciliu.